Alexandra. Bună! Bună seara! De ce n-ai vrut să vii? Vreau să-mi cer scuze vis-a-vis de voi, în primul rând, pentru că n-am putut onora invitația și de a veni în platou, dar eu am petrecut astăzi 12 ore la muncă, toată lumea știe că lucrez într-un casino, lucrez cu banii, iar mâine dimineață va trebui să ajung iar la ora 7 dimineața la muncă. Aș fi pierdut foarte mult timp pe drum până în redacție și înapoi spre casă și chiar nu puteam permite să ajung obosită la muncă. Asta a fost singur motiv, nu cel discutat, că n-a încă fost, mai simt și eu ceva. Un motiv, nu. Alexandra? Poate încă un motiv ar fi fost faptul că eu cu el suntem foarte vulcanici și dacă ne-am fi văzut, ne-am fi contrazis. Păi de ce, văzut, să vă, ce mai e de contrazis, Alexandra? De ce v-ați, adică... Am fi văzut acum iar imaginele... Păi nu le date... vezi? Ba da, și le-am fi văzut împreună. Și de fiecare dată când am venit acasă și povesteam despre emisiune, tot ne luam la contrazice. Uite, nu trebuia să faci așa sau nu trebuia să fac eu așa. Ce n-a făcut el bine? Ce te-a enervat cel mai tare? Din experiența oferită, da. În afară de Maria. Păi, faptul că trebuia să fie puțin mai rezervat, să zic așa, să fie puțin mai domn. Cu unde n-a fost domn? În sensul în care s-a încurcat cu ea sau de modul în care s-a comportat? Acasă? Nu, da, acasă, la întoarcerea acasă ar fi trebuit să fie puțin mai calculat cu alegerile făcute. Cum adică n-a fost domnul? Zici și mie. Ce s-a întâmplat de la venirea? De fapt, asta ne interesează. Acolo am văzut ce ați făcut. De când v-ați întors acasă, cum a decurs relația voastră? Fiști tu rezervată. Adică îl vezi? Bună, Orenț, la mulți ani. Nu poți să spui dacă vrei, nu am nimic de a spus. Ți-a zis la mulți ani, fata. La mulți ani și ție. Da, doresc un nou an mai bun și să fii fericit pe toate. Și îl place pe taică, cum să știi. Da, cred că o să mai bea o bere cu socru, tău. Cu socru, să mai bea o bere, orică dacă vrei tu sau maică ta. Stai o secundă, amuzant este că tu spui că el ar trebui să fie mai domn, dar el îți cere să fie, ție să fii mai doamnă. Ce, de, repet, de ce n-a fost el domn acasă? Pentru că putea să fie puțin mai direct. A continuat să facă fix ce a făcut și în emisiune. Putea să fie puțin mai direct sau mai sincer. Te-a înșelat? Și cred că... Adică... Să răspundă el la întrebarea asta. Da, spune, dacă ai ceva de spus, spune, da, nu zic, nu, da, am înșelat cu mai multe femei, da. Doamne, oricum nu mai contează, acum a trecut. Adică nu-i nimic de ascuns, adică el înainte nu-ți dădea motive de gelozie, dar după aia... A pornit calul la bătaie. Exact, nu s-a mai oprit în cursă. Păi. Oricum eram foarte debusolat la întoarcere și într-un fel îl înțeleg, într-un fel nu îl înțeleg, dar oricum nu mai contează. Ceea ce vreau să lămuresc este faptul că n-am putut veni, nu din cauza că îl mai iubesc sau mai am vreun sentiment pentru el. Cu altă ocazie, ci... dacă vrea să veni. Auzi, el spune cu altă ocazie, te așteaptă și îți promite. Uite-mă ce drăguț e. Eu n-am nimic de ascuns. Adică... Da, nici eu n-am nimic de ascuns, doar că eu mâine lucrez. Am înțeles. Bun. E regulă. Acum mergem pe ideea asta, am înțeles, nu n-ai putut să vii. Bun, dar înțeleg că el a fost domn. Dar de ce, atunci de ce v-ați împăcat de vreo două ori? E adevărat, câte 8 ore sau cât a fost? De ce ne-am împăcat? Da. Ne-am împăcat pentru că nu puteam sta unul fără celălalt și ne era foarte greu să venim în lumea noastră înapoi alături de familiile noastre, de prietenii noștri și... A fost o ruptură bruscă când am ajuns acolo, acasă. Acolo ne-am obișnuit cu gândul ăsta, dar ajungând iar în mediul nostru, ne-a fost foarte greu să ne obișnim. Prietenii ne vroiau împreună, familiile ne vroiau împreună și ne-a fost foarte greu să ne adaptăm. Dar am văzut, am stat împreună o săptămână și am văzut că pur și simplu nu se mai poate. Ne reproșeam mereu și am zis că mai bine ne vedem fiecare deci, de viața noastră. El zicea că el nu reproșa foarte tare, că el ar fi șters cu buretele și că tu ai reproșat mai tare. Nu reproșa foarte tare, amândoi reproșam. Ia zi mă că reproșai și tu, când am zis că ne împăcăm, să ne împăcăm, ai spus că nu poți să treci peste lucrurile alea, că o să mereu o să reproșezi tu? Da, păi eu aveam mai mult ce să-ți reproșez, tu ce să-mi reproșezi? Două zile în care m-am salutat cu Robert? Da. N-aveai ce. Dar să știi că el, Alexandra, acum el glumește și vrea să pară foarte dur, dar eu îl văd că are lacrimi în ochi când vorbești, adică e clar că ți-a intrat ceva în ochi, Aurel? Niciodată n-am lacrimi în ochi, nu, serios, pot să vă spun, dar un sentiment. Noi nu suntem niciodată. Nici dușmani, nu suntem nici prieteni, da. În momentul de față, ne înțelegem ok, ne-am mai întâlnit prin diferite magazine sau diferite locuri în casă, în cartier, pentru că este inevitabil să ne întâlnim, stăm aproape unul de celălalt. Avem prieteni comuni, dintr-un pare cheamă, ne întâlnim în am fost foarte ok unul față de celălalt, am fost foarte fair play, nu ne-am certat, nu ne-am, mă rog, ne-am mai șicanat. Dar de ce credeți voi că poate să continui o relație dacă reproșurile ar fi continuat? Păi nu, tocmai nu credeam că mai putem continua relația. Păi pentru că de ce ați încercat? Pentru că nu eram obișnuit să stăm unul fără celălalt. Obișnuința. Pentru că toate
pentru că familiile ne rugau să ne împăcăm, ne... nu știu, erau alături de noi și ne vroiau binele. Ei așa vedeau că este binele nostru împreună. Aha. Practic, până la urmă, a fost o ispită care v-a stricat o chestie și a fost o joacă. Puteați să o luați și așa, să treceți peste. Nu a fost neapărat o ispită. Păi a derajat-o mai mult și am făcut acasă când am venit decât acolo. Păi asta spun tu. Deci tu, după ce că i-ați mai dat o șansă. Păi stai, stai o secundă. Tu de ce nu te-ai potorit acasă, mă? Păi nu știu, am avut libertatea care eu, noi acasă stăteam 24 de ore, așa. Stăteam împreună și la magazin și oriunde. Și nu simțeai nevoie de altceva? Și când am venit acasă și am văzut că am avut libertatea care am avut-o iar din nou, m-am dus și încolo și încolo. El este un om care are tendința mereu de a greși, de a face lucruri nu prea corecte. Și eu eram ca o mamă, îl țineam din scurt, îi interziceam să facă ceea ce îi place, nu eram pe aceeași lungime de undă ca cu el. Mie nu-mi plăceau ieșirile lui, îi plăceau foarte mult ieșirile și logică, din doi oameni care n-au pasiuni comune, nu are ce să iasă bun. Dar noi ne-am dat seama de asta prea târziu. Din contră vrei să faci fără să-ți dai seama că un șir greșește, te ține și ți-o... Ideea e că după ce l-a iertat, el a făcut o lată. Aia e problema. Ești tu cu fetele, eu cu băieții, ieșim separat în club. El ar fi vrut să vii pe lângă el pe canapea. Tu nu numai că te-ai ieșit cu băieții, dar ai făcut-o și lată, că înțeleg că te-a și... Adică s-a dovedit. Da, l-am prins de câteva ori. Bă, dar ce fel de bă, nici măcar nu știi să-ți acoperi urmele, băi, Aurele. Și cum s-a întâmplat? Uite, eram cu o fată în mașină. Ba da, și eu, dar am eu multe prietene, ceva de genul. La semafor, uitați-vă, și eram cu o fată în mașină și pupam, nu știu ce, și la semafor prietena ei. Și eu vorbeam cu Alexandra. Dumnezeu a zis. Și prietena ei, Alexandra, ce prietena ai și tu? Prieten. Prietenul la nevoie se cunoaște. În fine, bun. Deci de aici lucrurile s-au terminat. Așa tu ți-ai refăcut viața sau ești singură în momentul ăsta? Nu, eu sunt singură, mă accepte viitorul meu. Da, eu chiar nu mint, sunt singură. Auzi că nu minți. Da, păi el știe că sunt singură, știe toată lumea, știu tot el zice noștri. Că nu e. Zice că nu, că ești cu cineva, auzi, nu minți. Cu cine sunt? Ia, sunt bine. Bănuiesc, doar bănuiesc. De, cu cine? Zi nu știu persoana, nu știu persoana, mi-a spus cineva că a văzut-o, dar nu s-o sărătut. A, știe cineva tot. Dar ea păi e singură. E o fată frumoasă. Păi da. Nu, eu chiar nu aveam de ce să vă mint, chiar sunt singură. Bun. Și mă ocup doar de viitorul meu în momentul de față. Acum... Mă acces foarte mult pe job, mă acces pe construirea casei mele. Bun, perfect. Mai avem un minut. Ideea următoare, de ce pot să înțeleg de aici este că pe tine te-a afectat, pentru că totuși nu ți-ai refăcut viața așa de ușor, păcând omul înțelege... Nu neapărat. Acum sunt mult mai atentă la ceea ce aleg, nu că m-a afectat atât de tare. Asta voiam să aud. Ok. Bun. Pe când el a rămas tot așa, a fluturaș, nu mai aripere. Nu poate emită și una de zile. Ce? Frumos. Nu poate emită și una de zile frumos. Dacă vrea să ia un bărbat, îl ia perfect de la început și o minte până să îndrăgostești. Când iubești Alexandra, te acceptă cu toate defectele tale care le ai. Lasă că uite, o să întâlnesc bărbatul ăla perfect pe care mi-l doresc. Niciodată, sincer. Nimeni nu o să fie perfect, să știi. Bine, dar sincer măcar. Niciodată. Bine, lasă, nu o să întâlnesc pe nimeni dacă tu nu vrei, lasă așa. Mai eu, știi cum e? De-a cine se ceartă se iubește, asta mă. Zic, voi, eu așa zic. Cumva nu ați ieșit definitiv unul din viața altuia, că tachinarea nu vă e egal, știi? Da, pentru că nu suntem răi, niciunul dintre noi, și am rămas, ne respectăm, nu avem cum să ne respectăm. Ce s-a întâmplat acolo? Nu neapărat că ne roade, dar nu putem uita, e normal că nu putem uita. Am avut o relație de 3 ani de zile, timpul în care am stat împreună. După prima lună am stat împreună. Exact, nu putem, nu se poate uita. Dar asta nu înseamnă că vom mai avea vreodată ceva unul cu celălalt. Nu vom mai fi împreună. Fiecare își va vedea de viața. Nu știu unde duce viața, Alexandru. Ia uzi, never say never, zice Aurel aici. Ce tatuajul care l-am aici? Ce tatuaj? Never say never. Never say never. În Thailand l-am făcut. Da, auzi, bun. Da, acum când îți zice, nu știu unde duce viața, tu de ce râzi, mă, Alexandru? Că e ca și cum... Parcă. Sunt foarte obosită și cred că acum râd și pe care mă nervos. Da, mereu. Bine, da. Serviciul ăsta al naibii te încurcă foarte tare în seara. Alexandra, știi cum e, vorba aia, s-a mai întâlnit om cu munte, da, miter voi, nu știu. Eu cred că dacă o să fie, să fiți împreună... O să fim. O să fiți. Lasă-mi să mai copilărească vreo 3-4 ani, Alexandra. Tu da, păi asta mai... Tu ai văzut că cei mai frumoși bărbați de pe insulă, Raul, și te-au curtat, îți dai seama că ți-a crescut de amurea ăsta mic. Eu aplaud.